De astăzi a început sezonul de primăvară în primul eșalon, acolo unde Mehedințiul este reprezentat de trei fotbaliști și un antrenor. Primul meci al etape din noul an a început la ora 20 între Fece Arges și Dinamo București, la București înfăcându și debutul pe banca tehnică Severineanul Flavius Stoican, adus în această iarnă pentru a salva echipa de la retrogradare aflată în acest moment pe penultimul loc. Cu emoții în privința rămânerii în Liga 1 este și mijlocașul mehedințean Dragoș Albu de la FCU Craiova 1948, nou promovat poziționându-se pe locul 14 înaintea startului în partea a doua a campionatului. Mijlocașul Eduard Radaslavescu de la Farul Constanța speră să continue evoluțiile bune din tur și să devină un jucător de bază în echipa gândită de Gheorghe Hagi. În fine, cel de-al treilea jucător mehedințean în Liga 1 este atacantul Adrian Gâdea de la campioana CFR Cluj, care are șansă șanse foarte mari să-și treacă în Siviu al doilea titlu de campion cu Ardelenii. Niciunul dintre cei trei mehedințeni utilizați în actualul sezon nu au marcat.